Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este domnul doctor Ion Mehedințu, unul din cei mai buni specialiști pediatri din România. L-am invitat pe domnia sa să discutăm despre problemele medicale, despre administrație în sănătate, dar și despre alegerile, campania electorală, de fapt, deoarece domnia sa are o vastă experiență în aceste domenii. După cum știți, a fost director de spital, șef de secție an bun și de asemenea consilier local. Bine ați venit în emisiune, domnule. Bine, v-am răngăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Domnule doctor, iată ne aflăm în plină campanie electorală și din nou tema, una din temele principale pe care o abordează toți candidații, indiferent din ce partid fac parte, din dreapta, din stânga, este sănătatea. Și își dau cu părerea ce vor face, ce trebuie făcut, ce s-a făcut și ce nu s-a făcut în, în sănătate. Ce ziceți dumneavoastră? Ce s-a făcut în acești ani de după Revoluție pentru sănătate? În primul rând vreau să fac o precizare. Sigur că subiectul sănătatea și învățământul pentru forțele politice din România au fost, sunt și în viitor vor fi în continuă actualitate. Din nefericire pentru poporul român, exact în aceste domenii, realizările, ca să zic așa, între ghilimele, sunt nesemnificative, nu se repercută și sau nu se reflectă în niciun fel de, știu eu, de satisfacție pentru cetățenii României. Dar vreau să fac precizarea că aceste două uh, componente ale vieții sociale, a unei națiuni, uh, nu sunt numai la noi. Dacă vă aduceți aminte, Tony Blair, când a vrut să și când a câștigat al doilea mandat de prim-ministru al Marii Britanii, în programul său electoral, pe locul 2 era trecută reforma în sănătate. Dincolo, în Statele Unite, exact. când Bill Clinton a vrut să câștige a doua mandatul pe care, de fapt, l-a și -a câștigat, pe locul 4, în programul lui electoral, era trecută problema sănătății, reforma în sănătate, reforma în care Barack Obama a încercat să facă ceva, ceva care acum este criticat. Deci aș vrea să înțeleagă telespectatorii că problema sănătății și problema învățământului pentru o națiune sunt vitale. Nu poți pro progresa când ai un sistem educațional imperfect, un sistem educațional care nu favorizează afirmarea valorilor, care nu-ți garantează formarea de specialiști, nu neapărat de înaltă clasă, și, dar oameni care să știe o meserie simplă, o meserie complicată, o profesie delicată și așa mai departe. Și nu vei avea niciun sistem de sănătate atâta timp cât investițiile în acest sistem la noi și acum sunt printre ultim, cele mai mici dintre țările membre ale Uniunii Europene. Părerea mea este că în domeniul sănătății, dacă ar fi să mă exprim puțin mai vulgar, s-a spăit, s-a văruit, dar nu s-a făcut niciun fel de reformă și, din nefericire... Ceea ce se discută acum în campania electorală nu contează că stânga, dreapta, centru, stânga, centru, dreapta, nu are niciun fel de importanță. Toți vin cu acest cel puțin sloganul ăsta că vom construi cel mai mare spital și mai mare decât ăla din ok, și cu cine lucrezi în el? Doi, cu ce îl dotezi? Trei, ce adresabilitate ai? Patru, ce infrastructură ai Atât pentru sistemul sanitar, cât și infrastructura generală. Deci, eu cred că politicienii noștri trăiesc undeva într-un balon deasupra acestei țări, cu o vizibilitate uh, redusă asupra țării respective, acolo își elaborează niște idei, fără să vină în contact cu Pământul, cu realitatea, să vadă de ce ar trebui de făcut în sistemul sanitar având în vedere situația demografică infrastructură și așa mai departe. Mi se pare o chestiune uh, tratată cu ușurință și populistă for, în maniera în care se prezintă acum în campania electorală. Probabil că nici nu îi interesează cu adevărat acest lucru numai chiar strict pentru pentru campanie. Da, este ceea ce uh, se întâmplă de ani de zile de 26 de ani toți vin în campanie, promit, vom face, vom drege, vom... În realitate, cum ajung acolo să s-au uitat? Nenorocirea este că în acest timp, acele spitale, acele clădiri, da? în care se asigură asistența medicală de specialitate pentru cetățenii acestei țări, în fie, an de an s-au erodat. Vreau să fac o precizare foarte uh, pertinentă, zic eu, din punctul meu de vedere, deși nu-mi place să mă laud un... Dar spitalele noastre și sistemul sanitar al nostru este cu mult în urmă față de progresele care s-au făcut în actul terapeutic pe plan mondial. Nu mai, hai să fim serioși, eu nu mai vin, mă laud acum că am spital cu secție de cutare, secție de cutare, secție de cutare, ok. Dar ce act terapeutic faci tu la nivelul acestui spital în comparație cu acel spital dintr-o țară în care numărul de locuitori anondați a acelui spital este de 10 ori mai mic decât al tău. Și acolo găsești chirurgie cardiacă intervențională sau cardiologie intervențională. Acolo găsești neurologie intervențională. Acolo găsești remene, să facă de urgență, în serviciul de urgență. Nu cu programări PS, nu știu când, când bolnavul poate să nu mai fie. E programat, dar a murit sănă, nu mai e. Am rămas în urmă. Chiar și conceptual, și ca infrastructură, și ca tot ce vreți. Ori dacă vor să facă ceva, întâi trebuie să se documenteze, nu ei politicienii, că ei, majoritatea dintre ei nu sunt medici. Bine. Nu, dar au un corp medical în țara asta, care subvenționat de stat și trimis dincolo, să vină și să se implementeze în sistemul sanitar Sub blăduința politică, normal, nu? Ceea ce este cel mai bine reflectat dincolo. Altfel, cu concepția noastră, vom face spitalul, am mai făcut noi, dacă nu mai aștept pe vremea, opresc cu cel mai lung, sau prăjitură, sau sau nu mai da, știu, da, ce. da, cel da, mai da. mare, nu? Păi îl facem cel mai mare, și care e problema? E vreun avantaj pentru? Nu cred. Uh... Da, s-a discutat despre acele spitale regionale. Acum eu vă întreb: spitalele din orașele mai mici, cum este și Făgărașul. Uh, am auzit, nu știu dacă este adevărat, dumneavoastră ați fost și în spitale din Germania, și în spitale din Canada, în spitale mai mari, în spitale mai mici. Uh, mulți mi-au spus, care au fost în Occident, că există, hai să zic, cutuma asta, că un spital care a împlinit 40 de ani, 50 de ani, îl abandonez și, și faci altul nou. Da. Ce ziceți? Dacă e real ceea ce mi s-a spus, da. așa? Asta da. e una? Și al doilea, ce credeți? Este mai bine să îl, îl renovezi, să îl refaci? Sau îl abandonezi pur și simplu și faci acolo știu eu ce altceva da. și faci ceva nou? Eu am să vă dau două exemple trăite de mine și de aici fiecare își trage concluzia care crede că e mai, știu eu, mai actuală, mai prezentă, mai sigură. Eu am întâlnit în Germania, într-o localitate care are 1300 și ceva de locuitori. Deci, practic, o comună de la noi. Da, ca Șona sau știu eu. Da. O comună, da? Au o clinică cu opt etaje care e construită în 1950. E de vârsta mea. Da. Am vizitat-o de sus până jos, până la subsol, inclusiv instalațiile termice și tot, tot, tot ce vreți am văzut acolo. Și vreau să vă spun că ea n-a fost abandonată. E adevărat, a fost compartimentată, a fost reabilitată, a fost modernizată. Arată când intri acolo, zici că ești în hotel de cinci stele. Asta este, au făcut-o, plus că, asta spuneam din la o populație de 1300 de locuitori, există toate secțiile, începând de la interne, pediatrie, neonatologie, maternitate, neurologie, recuperare, două secții de ortopedie, plus investigațiile toate, adică RMN și CT da. și angiore, RMN și tot ce vreți dumneavoastră acolo se, nu să trimite bonlavul de aici, nu știu unde, ca să-i pună un pismecăr sau o chestie, de, sau să-i pună un sten. Să pună acolo. Nu se mai, la ei coronarografia nici nu prea să mai face, să facă alte metode. În sfârșit, Într-o localitate cu 1300 de locuitori, acea clinică funcționează acum la niște parametri ultramoderni, cu dotare, cu tot ce trebuie. Vreau să vă spun că doctorul, medicul radiolog, de exemplu, de acolo, nu lucrează în spital. El are contract cu spitalul, personalul tehnic este cel care face investigația și el primește acasă pe laptop. Și rezultatul nu se dă imediat cum se cere aici, acum, vreau Nu. Rezultatul, dacă nu e urgență medicală care să pună în pericol viața bolnavului, atunci se dă în 24-48 de ore. Acel doctor are timp să studieze imaginile, să le compare, să facă, să consulte tratate și așa mai departe. Așa încât rezultatul imagistic pe care îl dă să fie de performanță, nu rapid am făcut și. Deci sunt chestiuni 2. Am fost și în Canada, am fost și în Franța, am fost și în Germania, undeva aproape de Nuremberg, unde spitalul care l-am vizitat și care m-a impresionat foarte tare, directorul medical, eram și eu atunci în perioada de director medical aici la Făgăraș și am avut o convărbire cu domnul director medical de acolo de aproximativ vreo 40 de minute. Am încercat să-l descos cu... L-am întrebat, zic, uite, aveți ce populație aveți în jur, ce indicatori aveți așa, să pune problema deci că și ei au uneori probleme privind eficiența, indicele de utilizare și chestii de genul. Nu se pune problema închiderii, dar după un anumit timp, clădirea respectivă este dezafectată pentru afecțiunile acute, complicate și așa mai departe și rămâne un fel de, știu, de o secție medico-socială, de recuperare, de chestii de-astea, construindu-se în altă zonă unde se consideră că fluxul de populație ar fi mai mare și infrastructura este solidă și adaptată, un alt edificiu spitalicesc. Dar în niciun caz este imense nu sunt așa. Sunt de... și în Franța am văzut același lucru chiar undeva aproape de Reim, tot așa un spital cu în jur de 200 și ceva de paturi, bineînțeles cu toate specialitățile și la care se punea problema având în vedere că avea 40 și ceva de ani de existență, și că începuseră deja să apară degradări, cum apare da, noi, da? se punea problema, era o discuție dacă îl consolidează sau construiesc altul nou și se pare că cheltuielile pentru renovare și așa mai departe, modificări, recompartimentări erau mai scumpe decât celelalte. Deci, viziunile sunt diferite, dar problema se pune altfel. Și de ce se preferă în Statele Unite, de exemplu, așa este are 50 de ani la revedere, dacă din ne nefericire într-un spital de năla, a apărut o infecție nozocomiană cu acinetobacter sau cu proteu sau cu pioceanic, acea clădire e dezafectată și rasă de pe fața Pământului. Deci acum se discută că să radem pereții, aruncăm cu... nu mai. Deja când au pătruns, când apar asemenea germeni multirezistenți în structurile de ultim, pe care le utilizez, nu în un altul terapeutic, nu se mai pune problema de a continua în aceeași clădire. Iată că câteodată și programele se accesează, odată că au fost foarte puține fonduri europene pentru spitale, și al doilea, se gândește, acest, acest program a fost gândit prost. Chiar azi am asistat parțial la o întâlnire la spitalul nostru, la spitalul din Făgăraș, în care au venit niște un arhitect, niște evaluatori pe axa 3, pe axa 3, înveloparea spitalului și e vorba de spitalul nou, deci energetic, reabilitarea, practic așa, reabilitarea energetică a spitalului și așa ceva. În avelopare, în schimbarea tuturor rețelelor de apă caldă, apă rece, încălzire, calorifere și așa mai departe. Și spunea un lucru foarte interesant, bine, punerea de panouri solare, ca și acolo să se facă economie, ce vreau și spunea arhitectul, un domn care are iar o vastă experiență, a lucrat și în spitalele din Germania, că trebuie să se gândească foarte bine ce face, pentru că dacă ai făcut a accesat un asemenea program și l-ai implementat, 8 ani de zile nu mai ai voie nimic să faci care să uh, perturbe, noa, ca să zic într-un fel, da. lucrările pe care le ai făcut. -ai făcut da. Și asta e, o, o considera o enormitate. Dar da, asta era prevăzut din normele. Da. 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 Și chiar întrebase un medic, zice, domnule, dar normele astea, cine le fac? Uniunea Europeană? Zice, nu, domnule, noi le facem. Nu. Și Uniunea. Nu, nu, nu. Noi le facem. Zice, da, Dar Uniunea Europeană le aprobă. Da, da. Asta, apropo de chestia cu Uniunea Europeană, cu asta. Da. Foarte mulți ani de după Revoluție, mai ales după ce ne-am în... acceptat în Uniunea Europeană, foarte multe lucruri care nouă ni se păreau strani, ciudate, noi care nu aveam niciun fel de experiență de ce înseamnă Uniunea Europeană, pe care le făceau politicienii noștri, erau motivate, clar, așa cere Uniunea Europeană. Deci o gogoriță prin care ei, de fapt, își acoperau neputința. Exact același lucru se întâmplă și acum. Nu o să vină niciodată Uniunea Europeană să-ți spună ție, dacă tu vrei să muți wc din curte în casă, să spună Uniunea Europeană, da, da, dacă îl muți în stânga și nu îl muți în dreapta ușii, nu e bine să-l Să Deci să, fim, să, să rezonăm un pic la ceea ce înseamnă seriozitate atunci când vorbim de Uniunea Europeană, că nu are niciun rost. Nu știu. Ă, știi bine că am stat aproape 30 și ceva de ani aici, da. în spitalul acesta, și discuții despre reabilitarea lui, despre. au fost nenumărate, păreri au fost nenumărate. Dacă ți-ai aduce aminte cu tine, am fost sus pe spital, când a venit constructor și inginer și arhitect de la București și ne spunea aveți grijă. Că fațada asta este în pericol. Ți-aduce da, 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 da. Și când da. oamenii spuneau, ei cu gurița lor, spuneau, domnule, dacă să investiți atâția bani, că tot așa să da. punea problema. Să da. schimbăm, să facem... Da. Cu banii ăia vă costă mai puțin să faceți unul nou, compartimentat așa cum trebuie, decât cu... Da, da acum știți știi cum este. Vin părerine, dar sunt mai multe proiecte Puterea de decizie este la cei care conduc comunitatea sau cum în cazul nostru țara, da? da? da. E, dacă cei care conduc comunitatea într-un sector în care nu se pricep, în care n-au specialiști cu experiență în chestia asta, iau deciziile, așa, cum să spune superficial, fără o bază, fără o. Atunci să riscul să să facă proiectul respectiv și să-ți dai seama peste 2-3 ani de zile că de fapt era mai bine dacă făceai... Da. Încă o dată, părerea mea este că actuala structură fizică deci a construcției din România nu este adaptată pentru progresul care s-a făcut în actul terapeutic pe plan mondial. Nu și bă, să fim în o țară să nu ai o secție de uh, ultra, nu ultra, ci o secție normală pentru arși. Da. Nu se poate. Tu să vii, să vii și spui că avem tot ce ne trebuie, între timp ăștia mor cu infecții interioare de spital, cu ce? Păi, bine. până s-a ajuns aici, cineva a știut de chestia asta. Deci dacă tot așa se va lucra și de acum încolo, poate să vină politicieni și să promită cam povești, Ileana, cine îmi face podețul de aur și nu facem nimic. Deci trebuie seriozitate și aici cred că și uh, ser seriozitate în momentul în care iei decizia. Să fii convins că ai ales cel mai bun proiect din 2, 3, 4 care ți s și care se adaptează cel mai bine posibilităților tale. Că degeaba mă apuc eu să fac nu știu ce la făgăraș, dar eu n-am posibilitate să întrețin știu eu structura respectivă. N-am făcut nimic. Da. Am discutat despre spitale, să discutăm despre medici. O altă temă mult bătută pe toate posturile de televiziune, în presă, scrisă, este acea medicilor care pleacă. Sunt uh, voci, și nu puține am auzit, nu din cadrul medical, din afara sistemului medical, care spun că, domne, statul de ce nu uh, face un contract cu rezidenții? Și dacă nu se duc acolo unde, unde au câștigat rezidențiatul, da. să plătească toată școlarizarea. Da. Da. Deci, atunci i-am descurajat să mai plece da. în străinătate cel puțin, o de, cel puțin o perioadă de timp. Este o foarte mare aberație. Este un sistem tipic de coerciție care contravine în totalitate normelor Uniunii Europene și drepturilor românii, Cei care s-au gândit la așa ceva n-au luat în calcul următorul lucru. Că dacă tu ca stat vii și impui unui student acum, care e în anul 5 și ajunge în anul 6 și trebuie să-ți rezidențiatul. Și el știe că în România dacă își dă rezidențiatul trebuie să, să îngroape acolo unde îl trimite. Păi era mai de rezidențiatul în România. El a să plece din anul 4, renunță la facultatea aici, și dovada dovadă de studii, a plecat, s-a dus în Germania, sau în Franța, sau în Anglia, sau undeva, face curs intensiv de limbă, se înscrie acolo cu taxă, cum fac ei acolo, acolo spre deosebire ceea ce nu face statul român. Statul român preferă chestia cu coerciția, da? Nu, acolo status de credit de la bancă să-ți plătești studiile. A ieșit pe salariu, Că vrei tu, că nu vrei tu, banca de la care nu ai banii, îți ia, ia banii din salariu. Deci, nu e o, statul nu se implică cu nimic în chestia asta. La noi, în schimb, se dorește ce statul l-a întreținut. Păi, statul l-a întreținut din banii cui? Din bani publici. Banii publici de unde vin? de la mămica lui, de la tăticul lui, de la bunicul lui, de la unchiul lui, de la frații lui, de la mătușile lui, care contribuie toți cu impozite, cu chestii la banul public. Atunci cu ce drept vine statul să impună lui, lucreze acolo, că eu te-am făcut, că asta e metoda absolut dinainte de 1989, când te lega de glie, a fost o chestie lansată, dacă nu mă înșel, chiar acum vreo 6-7 ani de cineva care a fost ministru sănătății, în niciun caz nu era de stânga, se considera de dreapta, deși să fim serioși în România politică de dreapta nu există, și care punea în felul ăsta problema. Și atunci, dat fiind că a fost și este parlamentar, să li s-a atras atenția foarte clar. Păi unde? Drepturile omului unde sunt? Eu am dreptul să lucrez oriunde în Europa. Nu mă poate obliga nimeni că eu trebuie să în român și trebuie să lucrez numai în România. Nu, eu am terminat, mi-am luat specialitatea, da. Am dreptul să mă duc să lucrez în noua papă. De ce mă duc acolo? Păi acolo în noua papură, nu sunt doctori. Mor pe capete. Eu vreau să mă duc pe să-i ajut pe ea. Uite, vreau să fac un act de caritate pentru ea. Nu pot pentru că sunt legat de contractul impus de statul român, că dacă fac rezidenția, totul. Eu, E o absolut așa, cum să zic, aberantă, nu... Iar a, a, exodul medicilor nu se oprește așa. Pentru că nu... Și cum a fac cu parteza, Dumneavoastră aveți în familie doi medici. fiii dumneavoastră sunt medici amândoi. Da, da. Unul a ales să plece în străinătate da. și celălalt se va întoarce în făgăraș. Da. Da, Cum așa a ajuns este. la... Vedeți, deci există exact acea posibilitate pe care a zis dumneavoastră de a alege. Unul i-a mai plăcut acolo, celuilalt da. aici. Primul, cel mare a plecat, pentru că uh, și n-a plecat, ca să zic așa, ne pus la punct. Copilul și-a dat doctoratul, și-a dat examenul de asistent universitar, și-a luat examenul de asistent universitar, și la o lună după ce și-a luat examenul, a primit uh, ofertă din Germania. El, de când era, uh, uh, cum să spun eu, lucra deja, de un an și ceva, la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie, Sibiu, dar de când s-a angajat acolo și-a pus Sibiu pe calculator. Și, mă rog, așteptați și la un moment El și-a dat toate astea și lucra, făcea gărzi acolo câte 10 pe lună, ca și mine aici. Infernal era că nu poți să spui că o gardă în care ai 60-70 de copii să-i vezi este o fericire e. pentru vreun medic de România. Deci, și ne spune chestia asta, înseamnă că e mă rog, nu are rost să folosești niciun fel de cuvânt. Deci era foarte greu. Dar el, înainte de a ști cât de greu era, își pusese CV-ul. Da? S-a apucat singur să-și învețe, s-a cea... înscris la curs, a făcut un an jumate de curs, și-a dat examenul, și-a luat cursul, ăsta calificativul A, pe urmă și l-a luat B, și la o lună, după ce a dat examenul de asistent universitar, când trebuia să meargă în clinică la Sibiu pentru așa, a primit din Germania oferta. Nemții l-au chemat acolo, i-au plătit ei avion, tot ce trebuie, să acolo, l-au cazat, i-au pus un Audi la din nu știa să-l pornească la dispoziție și trei zile L-a plimbat, a arătat, i-a zis, au discutat cu el, cu specialiști, cu resursele inumane, cum le numesc da. eu, da, și a venit acasă. N-a venit cu niciun răspuns, nici că da, nici că ba. El a venit acasă și a luat activitatea în continuare. După două săptămâni de la uh, întoarcerea din Germania, s-a pomenit cu contractul trimis de ea cu felicitări cu chestii de asta că dacă dorește, acesta e contractul, dacă dorește să-l semneze, să nu știu ce, și că la 1 septembrie nu așteaptă acolo. A fost o decizie extraordinară de grea. Nu puteam eu să la vârsta lui de 35 de ani să-i spun nu pleca cu cui mă lași pe mine, lacrimi, chestii, patetizări da. de genul ăsta, era viața nu era viitor. Eu n-am întrebat, Bogdan, o, o să te simți bine? Rămân și eu și Alex singur, o să fii fără noi? O perioadă de timp o să fii fără fetiță, fără soție? Și a zis, eu mă duc. Dacă rezist bine, dacă nu rezist, iarăși bine. A plecat. A plecat, mi-aduc aminte că a plecat în 28 august în centrul Sibiu, nu știți că e acolo un senjiratoriu el a luat-o în dreapta, eu am mers înainte spre Brașov, el a luat-o să se ducă spre Alba Iulia, încolo, pe drumul așa. Da. aș. Cu geamurile lăsate în mașină, cu lacrimile în ochi și de pe geam strigă, o să ne vedem de Crăciun. Ia am plecat, nu spun că tot drumul până la făgăraș lacrimile curgeau și mă tot gândeam, era un, cum să spun, pleca într-un necunoscut. Nu? Bun. S-a dus, l-au primit acolo în, cu statut de hospitant. Hospitant înseamnă așa. I-au dat trei mese pe zi, i-au dat casă și 500 de euro bani de buzunar. Trei luni de zile. Dacă în trei luni de zile lor nu le convenea de el, îmi trimiteau acasă. Puris cu riscul că ei ne-și pierduse. Da. Deci era a, și a jucat cartea. Da? Bun. Uh, august, septembrie, octombrie, în noiembrie, în la 1 noiembrie l-a anunțat să-și caute casă, pentru că l-a chemat, au semnat contractul pe termen nelimitat, cu următoarea clauză. Trebuie să facă a doua specializare, medicina somnului. Și uh, dacă nu accepta chestiunea asta, uh, nu-l primeau. Să rezinea contractul. Nu el plătește cursul, nu el plătește, ei se decontează tot, dar ei aveau nevoie într-un sătuc de-asta, de medicina somnului. Deci, așa ce da. la noi, noi suntem în București, nu în Căieri. Bun, l-au prins pe el că e tânăr. Gândul lor a fost, prindem păstar, l-am făcut specialist, îl punem aici, a 30 de ani stăm aici. Liniștiți, da? Bun. În sfârșit, și-a găsit apartament, și-a găsit de toate. În 17 noiembrie a plecat și nepoțica mea cu mămica ei. A fost iarăși un moment crunt pentru mine și pentru Alex. Și pe urmă s-a stabilit acolo. Cert este că acum, de exemplu, săptămâna asta merge la al treilea curs la Berlin de somnologie și de acolo i s-a propus, după ce își termină cursul ăsta, dat fiindcă e singurul pediatru din cei 300 de cursanți, să facă și somnologie pediatrică dacă vrea. mai e treaba lui ce va face. Deci, deci da. nu. Salariul este confident, confidențial. Cert următorul lucru. Că nivelul lui de viață... Și modul de a-și viața nu se poate compara cu ce este aici. Da, și cu al dumneavoastră care ați lucrat o viață în... Uh, unul din motivele, și asta mi-a spus-o cu la lacrimi în uh, mi-ajunge cât ai muncit tu și cât ai sacrificat pentru mine. Vreau măcar eu să trăiesc dacă tu trăiești să-ți asigur o bătrânețe liniștită. Uh, între mine și ei relația este de altă natură, dar el a considerat că m-am sacrificat enorm și el nu mai vrea să mă vadă și la bătrâne. Și am ajuns că la un moment dat cu salariul care îl lua el de acolo și cu câte avea de plătit, rată la mașină, rată la apartament, întreținere, chestii de asta, eu trebuia să contribui. Și a zis, tu mă ții până la 60 de ani pe mine? Și a fost una din deciziile pentru care a plecat și asta materială. Deci asta confirmă tot ce ne-a spus până acum, că pleacă și din cauza salariilor insuficiente. Sigur, care sigur. Sunt aici. Nu vă spun România. că. Apropo de chestia cu rezidentul, pentru că să lege de dă glie. Da. Păi mie îmi povestebă Bogdan, acum că la ei acolo poți să stai rezident până te pensionezi. Ai salariu da. mai mic nu vrei să-ți dai specialitatea, nu te dă nimeni afară, ei au nevoie de tine, știu că ești un om cu te plătesc la suma asta, n-ai răspunderea unui specialist. Te lucrezi acolo la aproape jumătate din salariul unui specialist. Vrei să-ți dai examenul de confirmare ca specialist la 50 de ani, ți dai la 50 de ani, nu te obligă nimeni să duci acum să dai acum, să mai... Dar sunt plătiți. Rezidenții acolo sunt plătiți. E una să iei nu știu câte mii de euro pe lună, și alta e să iei 200 de euro pe lună, cum se întâmplă aici, maximum 3. E, evident că din cauza asta pleacă foarte mulți. Și să nu că uitam să spun această chestiune, care e iarăși importantă, nivelul la care se face actul terapeutic, pentru că el lucrează pe nou-născuți. Și a zis și la NASA, dacă mă duc nu mă mai încurc acum câte minuni văd și câte... Nu există acolo și la ei sunt numai nou născuții normali, fără niciun fel. În momentul în care un... s-a născut un prematur, dacă starea lui ăla este atât de gravă încât timpul de transport către un centru specializat ei, trebuie să fie cât mai scurt, să nu se elicopterul. Ăla a venit, l-a luat cu echipaj cu tot, cu doi doctori, cu trei asistente, cu incubator, cu terapie de, știu, fac de asta cum, cum îi spune uh, terapie intensivă acolo, pe avion. Cu... Deci nu, nu, nu există. Exanchinotransfuzia o fac pe avion, pe elicopter, dacă e nevoie. Cam așa se lucrează. Și e foarte încântat când vede chestia asta. De ce credeți dumneavoastră că Percepția mea este că în ultima perioadă și nu de puțin timp s-a degradat foarte mult relația pacient-medic. Stima pacientului către medic și a medicului pentru pacient a scăzut foarte mult. Deși o meserie și aici vreau să vă citesc din Nicolae Paulescu și asta o scria Nicolae Paulescu în 1913. Da. În 1913, un lucru foarte frumos despre medic. Zice, medicul trebuie să fie în același timp un savant care iubește din tot sufletul știința medicală, adică știința omului. Să fie o ființă care se zerfește pentru alții până la moarte și în sfârșit să fie și un învățător al omenirii sau mai bine zis un apostol al moralei. Și așa ar fi realitate dacă confrați nedemni n-ar fi deschis tarabă în templu sacru al medicinei. Acum înțelegeți în alta demnitate a profesiei medicale și respectul ce îi se dă din toate părțile. Cinstește pe medic, zice Biblia, căci ai trebuință de el. Da, pe... El. Uh, Paulescu, ați citit în 1913 lucrarea Gândiți-vă, dumneavoastră, că în acea perioadă, 1913, uh, era, ca să spun așa, perioada nu de bum neapărat economic, cât și de bum cultural. Și... Dar oamenii atunci aveau credință. Pentru ei, Dumnezeu însemna ceva. Credința aveau această educație creștină moștenită și de mic copil era învățat cu respectul față de cel mare. Și chestiunea asta eu am apucat-o pentru că, fiind născut în 50, erau numai 5 ani de la terminarea războiului și numai 3 ani de la instaurarea comunismului. Încă pe mine, părinții și bunicii, dacă mă auzeau că înjuram pe unul mai mare ca mine, când veneam acasă eram uh, tras de urechi. N-ai voie, n-ai mai mare ca tine, tu trebuie să... Deci asta e. Discuțiile care erau apoi în sate, nu vorbesc de orașe, respectul pe care îl purtau învățătorului, preotului și doctorului, pentru ei era, ăștia erau Dumnezeu. Nu au, n-am auzit cât am fost și am plecat acasă la 14 ani. N-am auzit niciodată pe nimeni să bârfească și au fost destui medici care au trecut prin satul ăla pe acolo, aveam un dispensar destul de mare și au venit medici destui de buni. N-am auzit odată pe cineva să vorbească urât despre medicul respectiv sau să țipe. Sau... E adevărat că nu se ducea nimeni bad la doctor, nu se ducea nimeni nespălat la doctor. Păi indiferent că pe mine mă dura burta noaptea la ora două, noaptea la ora două mă spăla. Că dimineața la șase trebuia să fiu acolo la dispensar, că venea domnul doctor de nu știu unde și nu mă putea uce cu unghiile așa. De deci ce? Așa erau educații oamenii. După 1947 s-a terminat cu... a început să se instaureze, să se impună, să se neforțeze, să renunțăm la această educație creștină. S-a venit cu dictonul Toți suntem egali. Nu mai există diferență între, știu eu, că unul e mai dotat, altul e mai puțin dotat, deși genetic nu putem. Noi da. suntem fiecare câte un individ biologic. Nu putem fi toți la fel. S-a venit cu această chestiune. Știți foarte bine și cine a citit și ăștia tineri care în ziua de astăzi n-au citit despre așa ceva, face bine să citească, să vadă. Cum s-a instaurat dictatura proletariatului a clasei muncitoare? Ei, n-am, muncitorii sunt o treaptă socială fără de care o țară nu poate exista. Dar nu-i pe păia împotriva intelectualilor. Știți bine, s-a stricat moartea intelectualilor. Da. Păi când așa ceva se întâmplă într-o țară, de unde să mai aibă o cetățean respect față de... Un medic, de un profesor, de. că vedeți, sunt întâmplă, da, nu numai da, la medici. Da, da, profesori îi înjură, îi umilește, îi cheamă în judecată, le face orice. Deci, aici este ruptura, s-a produs în stratul educațional. Când această educație a fost înnăturată și s-a implementat dictatura proletariatului și cum se spune, ideologia comunistă, toți suntem egal, toți suntem așa mai departe, ei au considerat că doctorul este egal cu oricare da. dintre ei. E adevărat că și în partea asta, în altă, tot așa, odată cu instaurarea regimului comunist, pentru că aici trebuie să fac o, 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 o divagație, o deviație, dacă vreți, în 1959, când comuniștii au reluat nomenclatorul profesiilor în nou stat, în Republica Populară Română, tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej, când a fost uh, discuția asta, să se stabilească grila de salarizare pentru medici, pentru a zis la ăștia nu, că ăștia iau ce buc. Da. Și atunci, din 59 și până în zilele noastre, nimeni nu a încercat să prețuiască și să răsplătească efortul pe care îl faci ca student. Pentru că facultatea de medicină este... nu are rost Că am făcut-o eu. i a ruga pe cei care cred că e ușoară să încerce un an, doi. Nu a primit doi ani să învețe. La farmacologie, dacă îi trimit, deja să sperie și pleacă acasă. Deci, o facultate grea. Doi, ca să ajungi un medic specialist, trebuie să mai faci încă 5 ani după terminarea facultății, sunt 11 ani, îți dai examenul de specialitate și nu poți conta pe un specialist. Un specialist ajunge nu desăvârșit, dar un medic de încredere, un medic la care marja de eroare este foarte mică, abia după 10 ani de la terminarea specialității, plus că dai pe urmă pe imariat și ultra specialitate. Păi și îl plătești cum? El intră pe salariu la 30 de ani și strungarul intră pe salariul la, 25, la 20 de ani, la 18 de ani, la 20 de ani. Când încep să calculez cu vechime, cu chestii de-astea, doctorul iese cu o pensie, poate chiar mai mică decât al ăla. Da. E logic, este normal, este și atunci Sigur că și doctorul trebuie ca orice individ, ca orice om, își în instinctul lui de apărare, încalcă anumite principii și să ajung la deteriorarea relației dintre pacient și medic datorită acestei golului lăsat de dispariția acestei educații creștine în care etica, morala și respectul erau esențiale. Dispărând astea, a dispărut și relația dintre ei. Vreau să vă spun că medicii, indiferent cum i-au catalogat și cum îi cataloguează în ziua de astăzi și cum îi... eu nu cred că există în România, cel puțin din cât am cunoscut eu, un doctor care pierde un pacient și se duce acasă râzând și se culcă pe pernă și doarme dus. Eu cred că cel puțin 3, 4, 5, dacă nu mai multe nopți, pe acel om îl obsedează întrebarea ce mai puteam să fac? Am făcut tot, n-am făcut nimic, am greșit aici, de ce? Ce s-ar fi putut? Dacă îl trimiteam? Deci ei își pun în conștiința lor, indiferent, când nu există, dacă nu face chestia asta, ăla nu poate ajunge doctor. Indiferent că acum comportamentul lui este mai puțin agreabil față de pacienți, v-am spus, cauza asta este, dar din punct de vedere profesional mă îndoiesc că vreun doctor se duce râzând acasă când pierde pacientul și el stă liniștit la televizor sau știu eu merge la o distracție fără ca în subconștientul lui să-și pună aceste probleme. Deci eu cred că ar trebui uh, un pic așa uh, revizuită un pic atitudinea pacienților față de medici. Uh, încă o dată, e să a ajuns la situația asta în care medicii sunt acuzați din această lipsă de educație uh, responsabilă. doi uh, Deteriorarea uh, condițiilor de spitalizare. pentru că imaginează-ți că ești un bolnav și te duci într-un spital și vezi că acolo paturi inezdruninite, curge apa pe pereți, urcă gândaci pe tine pe jos linoleul mi-e rupt. Când te duci la grupul sanitar, se și frică, să baie n -ai unde se mai... În ce lăcaș te duci cu, te duci cu speranța că de acolo vei ieși viu. Păi când vezi chestia asta, nu te macină. Și atunci sigur că ești încărcat cu energie negativă și reculul este împotriva cui? A celor care sunt acolo. Și de multe ori n-au absolut nicio vină pentru ceea ce se întâmplă în... dacă încerci să le spui eu am încercat chestia asta și de foarte multe ori am fost contrat uh, violent așa în trie și ne-a spus stați un pic că nu eu fac chestia asta, sunt oameni responsabili care nu e știți cum uh, da, da. și am făcut-o dată, două, trei ori și când am văzut că șansele de a mă face înțeles sunt aproape nule, am renunțat la idee Însă problema este profundă, are cauzalitate profundă și rezolvarea nu poate veni numai dintr-o parte, adică mai din partea medicinilor. Rezolvarea trebuie să vină și din partea pacienților care trebuie să-și schimbe un pic mentalitatea și să înțeleagă că uh, cu omul nu lucrezi ca la o mașină, schimb carburatorul și l-ai făcut nou. La un om, chiar dacă îi face transplant de inimă, de rinic, de chestii, toată viața acel nu om trebuie să ia niște medicamente care trebuie supravegheate de aceeași persoană, de medic. La mașină când îi pui carburatorul, mecanicul mai are nicio treabă cu tine. Te cu mașina unde vrei, dar la doctor e ceva. De asta trebuie să facă indiferență. Adică, cum să spun eu, doctorul nu poți să-l compari cu... Este ca și când, ce, dar de ce nu știe doctorul ăla? Dau un exemplu, medicul de familie să știe ce știe un specialist legat de bolile neurologice la copii, să zic. Da. Păi nu are cum. Omul ăla are specialitate pe medicină de familie. Asta, el știe niște lucruri de primă intenție pentru așa ceva. Dar nu-i poți pretinde lui. Este ca și când îi cere unui tractorist. Îmi pare rău să mă ierte medicină de familie, ne. De... Să conducă un avion. Păi nu e același lucru. Da? Deci asta trebuie să înțeleagă pacientul când se adresează doctorului, unde se adresează și așa mai departe. Da, în sfârșit, e o problemă complexă și delicată. Domnule doctor, am ajuns la finalul emisiunii. N-am apucat să mai vorbim și despre partea politică. O să vă într-o altă emisiune ca să discutăm uh, și acest aspect al vieții sociale. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru prezența. Și eu vă mulțumesc. mulțumesc. Dragi făgăreșeni, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.